Numele meu este Ofelia Bobu. Am 35 de ani. Am ajuns în Sibiu, orașul care respiră cultură și în care ritmul vieții pare extrem de relaxat. În 2008 a fost plasat de către revista Forbes pe locul 8 în topul celor mai idilice locuri din Europa în care să trăiești, luând în calcul frumusețea orașului și nivelul de trai. Sibiul a fost capitală culturală europeană în 2007 și, an de an, faima sa crește prin organizarea Festivalului Internațional de Teatru. O întâlnim aici pe Ofelia Popi, una dintre cele mai cunoscute actrițe ale Teatrului Național Radu Stanca. Cum te-ai hotărât să vii aici, în Sibiu? Știam orașul din timpul facultății. Mai fusesem înainte în liceu. Dar bineînțeles că pentru mine, când am terminat facultatea, primordial era teatru. Și am venit să dau concurs. Mie, de fapt, Sibiul îmi dă liniște. Îmi dă o liniște care e necesară creierii. Și în Sibiu sunt și suficient de multe evenimente încât să nu fie un oraș plictisitor, dar în același timp are o atmosferă de tihnă, așa, de liniște. Oamenii sunt foarte calzi. E un oraș primitor. O să te rog atunci să ne arăți și nouă Sibiul, cu locurile care îți plac ție, care îți sunt dragi. Da, da, da. Cu foarte mare plăcere. Care sunt locurile de aici din Sibiu care sunt ție dragi? Păi, chiar ne aflăm într-unul din locurile cele mai dragi mie, și anume Piața Mare. Aici, în perioada medievală, era piața de grâne. Veneau negustorii, vindeau. A fost conservată aproximativ, e pe aceeași structură de atunci. Clădirile, toate clădirile din Piața Mare sunt declarate monument istoric. Piața Mare a traversat peste 600 de ani de istorie. În cursul evului mediu, în piață se desfășurau cele mai importante evenimente legate de viața cotidiană a orașului, cum ar fi adunările publice și execuțiile. Aici a fost amplasată o cușcă pentru nebuni, în care erau expuși în timpul zilei cei care tulburau noaptea liniștea publică. În spate vezi fântâna, care este tot din perioada medievală. Prima fântână din Piața Mare este menționată în secolul al XVI-lea. În bazinul din jurul ei, femeile își spălau rufele, iar din jgheaburi se adăpau animalele. Bun, dacă toți suntem aici, trebuie neapărat să vezi Muzeul Bruckenthal. E primul loc pe care eu l-am vizitat când am ajuns în Sibiu. Clădirea a fost construită de către Samuel von Bruckenthal, guvernatorul Transilvaniei, în secolul al XVIII-lea. Bruckenthalul este primul muzeu din România, inaugurat la 17 februarie 1817. În Piața Mare sunt emblematice casele cu ochi, ferestre în acoperiș construite, de fapt, cu un scop practic, acela de a ventila podurile caselor. Dintre toate construcțiile se remarcă o clădire considerată de mulți simbolul orașului. Și pentru mine e sinonim cu Sibiul, Turnul Sfatului. Care este atmosfera aici, în timpul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu? E o atmosferă de sărbătoare. Timp de 10 zile, am avut odată chiar 2 săptămâni de festival, locul e împânzit de turiști din țară, din străinătate, și aici, în Piața Mare, sunt o grămadă de concerte și de spectacole în aer liber. S-a estimat că vin în Sibiu, anul acesta, că vor veni între 12.000 și 15.000 de turiști străini. Așa a spus la un moment dat domnul Constantin Chiria, care este directorul festivalului și directorul Teatrului Național din Sibiu. Și acești turiști vor cheltui, se pare, aproximativ 10 milioane de euro. Sunt bani pe care ei îi cheltuiesc pe Sibiu. Hotel, mâncare, da. Bilete la festival. Eu zic că e bine pentru festival, pentru Sibiu și pentru noi, pentru România. Și
acești turiști cumpără cam 42% din biletele care se vând în timpul festivalului. Un alt loc emblematic pentru Sibiu este Podul Minciunilor, primul pod de fontă realizat în România și cel de-al doilea de acest gen din Europa. Suntem cele mai frumoase și cele mai deștepte turiste care au trecut pe aici, pe Podul Minciunilor. Văd că nu se întâmplă nimic, înseamnă că am dreptate, n-au mințit, că știu că atunci când cineva trece pe pod și minte, automat o să se prăbușească. Știu că asta este una dintre legendele legate de Podul Minciunilor. Da, dar nu e singura. Nu e singura? Nu. Piața Mică era în perioada medievală piața negustorilor. Și se spune că se mai întâmplau și ca oamenii să se și păcălească. Și în râsetele mulțimii veneau și, dacă prindeau negustorul care i-a păcălit, îi aruncau de pe pod. Și mai este una tot așa mai sângeroasă, mai violentă, cu tinerele fete neprihănite care, înainte de căsătorie, își dădeau cuvântul că sunt curate, trupește. Și dacă se dovedea că au mințit, după noaptea nunții erau târâte de păr pe pod și aruncate de pe pod de către mirii lor. O altă legendă mai puțin violentă zice că cadeții de la Academia Militară le seduceau pe tinerele fete și le dădeau întâlnire aici pe pod, după care uitau să-și țină promisiunea și fetele așteptau ca fraierele. Toate istoriile pe seama podului se pare că au pornit de la o similitudine lingvistică. Pentru că podul respectiv a fost primul ridicat fără pilon de sprijin, i s-a mai spus și podul culcat. Chiar în dialectul săsesc, pentru culcat și minciună, se folosește același cuvânt. Podul face trecerea între Piața Mică și Piața Huiet, dominată de Biserica Evanghelică, una dintre cele mai impresionante clădiri gotice din Transilvania. În apropierea Pieței Huiet, pașii te poartă într-un alt loc important din Sibiu. Pasajul Scărilor. Pasajul Scărilor se mai numește și Zidul cu Ace și este unul dintre cele mai frumoase și romantice locuri din Sibiu. Îmi place foarte mult că și-a păstrat aspectul din perioada medievală. A fost conservat foarte bine și păstrează încă aerul ăla, atmosfera aia superbă de mult. Prima atestare documentară a orașului este din 1191. În urmă cu 9 secole, în sudul Transilvaniei și în actualul Sibiu, soseau grupurile de popoare germanice venite din Flandra, Luxemburg și Valea Râului Mozel. Erau așa numiți sași, colonizați în această zonă de regii unguri pentru a apăra teritoriile Transilvaniei. Într-un document din 1366 este pomenit numele localității prima dată sub forma Hermannstadt. La sfârșitul secolului al XV-lea, Sibiul era cea mai puternică cetate din această parte a Europei. Sunt locuri în Sibiu unde se mai păstrează zidurile cetății? Da, da, da. Păi ai văzut probabil deja zidul cetății. În general, în Sibiu sunt conservate foarte bine toate spațiile astea medievale. La Sibiu au fost atestate primul spital din România, prima bibliotecă, prima școală, prima farmacie, primul calendar, prima clădire de teatru, cel mai vechi ziar din sud-estul Europei. Și mai nou, Ofelia Popi, stabilită la Sibiu, este una dintre cele mai tinere actrițe cu două premii UNITER. Pierdut va fi, de clar, dacă vezi la consimțământul să-l duc pe drumul meu. Treptat! Rolul Mephisto din Faust, regizat de Silviu Purcărete, i-a mai adus Ofeliei Popi pe lângă premiul UNITER și recunoașterea sa drept cea mai bună actriță la Festivalul Internațional de Teatru de la Edinburgh. În 2014 a primit premiul Best Film Fest pentru cea mai bună interpretare feminină într-un film românesc.
Faust, spectacolul de aici, de la teatrul Radu Stanca din Sibiu, a devenit un punct turistic în sine. Cum privești tu, ca actor, lucrul acesta? Vin oameni din străinătate și în afara festivalului de teatru să vadă spectacolul Faust, pe care noi îl jucăm și în perioada verii. După ce am închis stagiunea, spectacolul Faust se joacă și tot timpul cu casa închisă. Mai nu știu ce o să iasă. Tot două rânduri scrise și vrea să-mi dai. Să meargă. Îți mulțumim mult, Ofelia, pentru că ne-ai arătat orașul și ne vedem la spectacol. Vă invit cu mare drag la spectacol. Care s-a născut în mine,